De ce cred în obiectivitatea istorică? Această obiecție împotriva posibilității de a avea o perspectivă obiectivă asupra evenimentelor istorice prezentate în scriptură este lipsită de argumente din mai multe motive. În primul rând, nu există o legătură logică între scopul cuiva și acuratețea istoriei pe care o scrie. Oamenii fără motive religioase pot scrie o istorie eronată, iar oamenii cu motive religioase pot scrie istoria autentică. În al doilea rând, alți scriitori importanți din lumea antică au scris cu motive asemănătoare cu cele ale autorilor evanghelilor. Plutarh, de exemplu, a declarat, proiectul meu nu a fost să scriu istorii, ci vieți. Cu toate acestea, istoricii nu neagă orice obiectivitate din scrierile lui Plutarch. În a treilea rând, o literatură de propagandă religioasă, cum sunt cele pe care unii critici le atribuie Noului Testament, este de fapt necunoscută în lumea antică. În al patrulea rând, spre deosebire de alte relatări antice, Evangheliile au fost scrise la cel mult câteva decenii după evenimente. Multe alte scrieri seculare, cum ar fi cele ale lui Liviu și Plutarch, au fost scrise la Câteva secole întregi distanță după evenimentele pe care le consemnează. În al cincilea rând, după cum putem observa, confirmarea istorică a scrierilor Noului Testament este copleșitoare. Argumentul că scopul religios al autorilor Noului Testament a distrus capacitatea lor de a scrie o istorie bună este pur și simplu contrar faptelor. În al șaselea rând, scritorii Noului Testament au mare grijă să distingă cuvintele lor de cuvintele lui Isus. Da, vezi asta în Ioan 2 cu 20, 1 Corinteni 7 cu 10, cu 11, faptele apostolilor. Acest lucru dezvăluie încercarea lor onestă de a separa ceea ce a spus de fapt Isus de propriile lor gânduri și sentimente. În a șaptelea rând, în ciuda scopului religios al Evangheliei lui Luca, el afirmă un interes clar pentru acuratețea istorică, iar acuratețea sa a fost coroborată în mod covârșitor de către arheologie. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorie amănânțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesule teofile după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obărșia lor, de la începutul lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin În al optulea rând, existența unei prejudecăți religioase nu este o garanție a inexactității istorice. Se poate recunoaște propria prejudecată și să se evite efectele sale paralizante. Dacă nu ar fi așa, atunci chiar și persoanele cu prejudecăți nereligioase sau antireligioase nu ar putea nici ele să scrie o istorie exactă. Cu toate acestea, mulți pretind că sunt capabili. Să fac acest lucru. În al nouălea rând, scriitorii Noului Testament au folosit aceleași criterii de bază folosite în alte scrieri antice. Astfel, această critică fie greșește ținta, fie distruge. Toate istoriile antice. În al zecelea rând, dacă istoricitatea unui eveniment trebuie negată din cauza motivației celui care consemnează evenimentul, atunci practic toate mărturile marturilor oculari ale supraviețuitorilor Holocaustului trebuie să fie respinse. Dar acest lucru este absurd, deoarece aceștia oferă cele mai bune dovezi dintre toate. În mod similar, pasiunea unui medic de a salva viața unui pacient. Nu anulează capacitatea medicului de a pune un diagnostic obiectiv al bolii. În mod similar, motivele religioase ale unui autor nu anulează capacitatea acestuia de a consemna o istorie exactă. De aceea cred ceea ce cred.